Bine ați venit la 2-0. Eu sunt Jang, el e Paulian, el e Weed. Noi suntem prietenii cei mai buni. Noi suntem prietenii mei. Yeah! Cei mai buni. Față de că țipotul meu mi-a făcut... De la ce ai nevoie de droguri? Când dacă țipi jumătate de minut... Hai. Ești super high, deci nu mai gândesc bine. Așa, hai să mă dau lângă microfon. Ne jucăm Breath of the Wild. Eu mă îndrept spre bestia șopârlă care este în vârful unui munte... Ia mă și bea, ia! Unui volcan, da, dă-se bea mă mai. Brei! Pe mine mă ustră un pic în gât. Dacă credeți că am COVID, scrieți în comentarii. Cred că are. Cu clopoțel. Opa, se suciți și ăsta, stai așa, stai așa, stai așa. Ai trecut pe lângă un buba. Salut! Ce mai faci? Salut! Ia uite-l mă! Asta e rasa asta. Să mă cu o colegă de la birou. De la fostul birou. Fostul birou. Așa. Fostul birou. Fostul birou. I wanna buy. Ia să înceară asta de vânzare. Burning a-hole. Unde? Nu vreau să cumpăr asta. Nu, nu, nu. Stai liniștit. Am pietrele astea. I wanna sell. Care vând în tramvai, știi? Șervețele parfumate. Tu poți să-i vinzi tot. Uite, îi vând toate... Baloane cu Rivalon. Rivalon? Baloane? Rivanol. Pune-ți repede pe deget. Sounds good to me. Baloane? Sounds good to me. Uite, vând și ăsta. 210 rupees. Oh, bun. E cam fel 200 de gold din WoW, știi? Cam așa. Nu mai ai nimic în cap? Cam așa, da. Nu știu, așa e la cursul de azi? Cursul. Ca un fel de cur de urs. Curs. Cum mai e cursul în ziua de azi? Uite, ăsta e un urs. Uite. Thanks, brother. Brother? Faza că știi că la rasa asta se numesc goroni ăștia, apropo, nu știi care sunt bărbații și care sunt femeile. Toți au puțulică goală. Bă, are puțulică, uite-te între picioare. A, da, are un mare bulgi. Da, așa, scuze, ele bărbați. Păi da, și femeile au așa. Da? Cum se numesc? Tot bulgiuri? Da, bulgiuri. Bulgi e femeie. Film. Bă, nu înțeleg faza cu gender fluid, dar am văzut clienți. Bă, găsești, au la... Ce? Găsești la obor. Ce? În piață la obor. Fluid de gender? Da. Oricum bine ați venit la 2-0. Bine v-am găsit. Mai avem puțin și ajungem. Vezi, deja s-a schimbat. Ce mai faceți? Atmosfera de aici e foarte împuțită. Oh! Bă, ăla din față un Guardian. E cel mai periculos din tot. Dacă nu ajungi la căpușă meciul ăsta... Uite, vezi acolo sus coada ei? Da, o văd. Da, ajungem la ea? Da, ajungem acum. Asta e țelul episodului de acum. Nu poți să treci pe lângă Guardian? O să încerc. Asta... Cu Diridac? Cu Diridacul, da. Opa! Fugi! Fugi că m-am văzut! Așa repede te vedem. Opa! Și-a pus radiația pe tine, bă! De ce trebuia să ne dăm noi căpălările jos? Da, așa. Dar pot să-l bagi. Știu cum fac, știu cum fac. Acum! Ce-ai făcut? Am fugit, stai așa, stai așa. Wow! Ți-a plăcut? Știi că la Magic, Anti-Magic Shield. Super concentrat, să vezi. Aaa, nu mai ieși data asta. Trebuie să pun scutul. Scutul, băiatul! Băiatul! Băiatul, băiatul! Am un scut la 50 de lei. L-am adus din America. Acum! Ah, aproape. Bă, te-a mâncat! Stai așa, stai așa. Cum se rostogolea pe jos? Stai așa, stai așa. Liniște! Nu pot să cred. Te-ai făcut stafie. Trebuie să mă duc mai la distanță. Te-ai făcut mie. Fugi! Domnule, domnule polițist. Nu pot să cred. Nu, nu, că mor. Trebuie să sincronizezi? Da, da. E cam greu. Când erai bătrân și... Ah, gata. Stai că o să fac cumva să scap de el. Eu cred că tu faci din adins. Nu, nu, nu. Nu fac. Nu mai știu. Nu mai știu să joc, bă. Nu mai fac. Dar prima oară mi-a ieșit. Am făcut un perfect, cum se numește, reflexie înapoi a razei. Paulian is not impressed. A fost impressed. Zi-mă, ți-a plăcut, nu? Dar după aia a murit, asta e, se mai întâmplă. Știi? Adică sunt tot aici. Wow! Ia! Tu reacționezi cu întârziere? Bum! Hai să încerc să iau pe acolo, prin stânga. Calul tău are COVID? Covidiu. El e Covidiu, apropo. Eu sunt Jang, el e Paulian, bine ați venit la 2-0. Iar? A, să nu uităm să zicem în timpul episodului, să spunem, nu uita să subscribe, să like, știi? Să dați cu vomă pe tastatură. Vomați în poală. Mama voastră v-a făcut din greșeală. Dacă ești cu calul ăla de foc, prin limiteză? Nu. Ai zis că s-a aprins de la foc. Da, exact, s-a încins. S-a cam încins, cauciuc pe cauciuc, sentimente nedescris, dau la pompă, știi? Da. Tu ai făcut melodia, na? Da, eu am scris-o, Ovidiu a compus-o. Ia, intra pe spânderare, să vezi că pune viteză mai mare tale. Nu prinde, am apăsat eu, uite. Vrei să murim iar? Bine, hai să vedem. Tu vrei să faci salam de Sibiu sau ce? Ia uite, a prins viteză fără mine, știi? A, nu, ce faci? Pe eu? Da! Eu chiar, cred să mă prostez, dar chiar e greu. Calul tău e prostituat. Deschid, vreau să merg la turnul acum, cumva. Vedem cum putem să urcăm mai bine. Deci trebuie neapărat să ajungem la căpușă, da? Ce căpușă? Păi aia, animalul de sus e căpușă. Da, ok, zicem căpușă, deși ea e super salamandră. Nu contează, e căpușă. Cum ajungem ușor acolo? Trebuie să, asta e, trebuie să escaladăm. E Saruman, zice rugăciuni. Da, împotriva lui Weed. Împotriva ta, să cazi pe munte, mă. Episodul ăsta o să fie unul de escaladare. Și de echilibristică. Oh! Muci de troll. Ce, de unde a venit? Ce bine că ai scăpat de mine. Muci de un Dumnezeu fals, știi? Da. Mai dă cineva cu un buc, mai... Deci, aici, trebuie să mă duc pe culme în culme, că neavând super mult stamina, eu la mine pe cont am foarte multă stamina. De aici e cam puțină. Dar aici, și da. Trebuie să-mi... Dar pentru că știi atât de bine să joci, trebuie să te descurci aici. Da, mă descurci și aici, stai liniștit. Tocmai ce ai murit mai devreme, de ce mănânci? Înainte, bă. De ce mănânci rahat turcesc? Deci, jocul ăsta nu e foarte ușor. Deci eu am murit de foarte puține ori. Odată, de când am început să jucăm. Ce vrei tu? Ce vrei cu mine, zi? Ce, mă? Ce vrei cu mine? Eu când mai facem... Hai, du-te acasă dacă poți. Du-te acasă. Nu te duc, eu nu te duc. Pe jos. Te duci pe jos? Pe bune. Te provoc să te cerți cu mine, să nu te mai suport. Dacă pun un muc pe tine, mă mai duci? Nu. Da, te duc, mie îmi place cu muc. Sunt genul de ciudat. Nu, mă, nu e adevărat. Doar prietenii adevărați pot să spună muncii pe mine. Bloodgood. Bloodgood. Mai zi. Mama. Fostul bunic. Mai aveți muci de aia roșii. Care acum ce e? Câteodată? Bă, vezi că nu e bine. Înseamnă că e sânge coagulat. Da. Wow, eu n-am. Cum, mă, dacă sunt roșii, dacă sunt verzi? Câteodată sunt negri. Câteodată sunt castraveți. Da, de la poluare. Nu duci la sânge, închegat. Ce că-s de la COVID? Nu te duci la salamandra, ce te cață pe 5G-ul ăsta? Trebuie. Uite, mă, turnul de 5G, ce ziceai tu. Da, mă, ce e așa rău să ai un turn de ăsta de 5G? Uite, văd că face mai mult bine decât rău. Da, are magie în mijloc, e prinsă de jur împrejur cu plasă de buză. Radiațiile, oricum, radiațiile sunt bune, nu te scapă de cancer. Ba da, nu? Când vrei să, când faci cancer din greșeală și te duci la doctor. Iar ai făcut cancer, face doctor. Da. Iar ai făcut, mă, cancer. Așa. N-am vrut. L-am luat de la un coleg. Iar ați făcut prin fund? Ia, cancer. Ia și tu niște cancer. Cum așa? Nu, cancer. Da, dacă ai cancer, ajungi cancer. Nu, ajungi în cer. Ca în cer. Dacă ai cancer, te simți cancer. Cu el și... Wow. Adică budiștii sunt în cer, atât? Nice. Despre ce vorbim, Weed? Nu mai știu nimic. Gata, ajungem în vârf. Gata, gata. Dacă faci glume cu cancer în fiecare zi, crezi șansele să ai cancer? Cred că da. Nu. Nu te rog după el. Faci glume de neam prost în fiecare zi cu cancer. Care e faza? Să fim serioși acum. Eu sunt primul care urăște cancerul. Am avut multe victime. Ce vorbești ca Păunescu, nu știu cine? Ascultă-mă. Deci eu sunt primul care urăște. Familia a avut contact direct cu cancerul. Deci nu... Și eu am avut în familie. Dar, știu, dar tocmai de-aia. A face glume cu cancer este bine, pentru că faci mișto de cancer. Da, cancer. Cancer. Jocul ăsta e cancer. Nu ăsta. Nu ne frică de tine și face da? Da, mergi la Aiomor. Salut, Chelu, bunica a avut cancer, ce faci de ea? Nu. Când eu zic cancer, voi ziceți cancer. Bă, dacă arată ca și cum are cancer? Eu zic ca, tu zici cer. Ca? Cer. Un episod sponsorizat de cancer. Tot episodul e de cancer. În viitor oricum nu o să mai existe cancer. Bă, da, chiar. Cu COVID imediată vaccin, dar cu cancer... Cu cancer când? Cu cancer când? Nu vor ei, nu... Oh, hai să certăm camera. Cu cancer când? Adevărat. Păi și tu. Cu cancer când? Că eu simt cam în fiecare zi un nou tip. După ce îl caci. Oh, caci cer. Wow. Wow! O să punem blur un cerculeț așa. Opa, opa! Iau foc, iau foc! O mănâncă undeva în jung. O să fie super dificilă. În conjunctivită. Fii ce se întâmplă. M-am înțepat o căpușă. Ce, mă? Ai, mă, glumești? Da. Glumești? Cu asta pe iarbă, pe astea? Da. Curasao. Natură. Curasao. Fii atent că am o mică problemică. Jang lol ia cu pâinică. Fiți atenți, băiețași. Cred că acolo nu vă enervează. Zi. Băi, ajunge dată la ăla. Uite-l, Guardianul. Ia te întorci de unde am venit. Când te ceartă cineva și zici, asta e podul ăla de pe care am venit. Ia cu pâine. Ia cu pâine și inima mea. A treia o vară înapoi. Ascultă-mă. Adineoară am fost sus. Da. Uite, pot să mă duc și eu, uite. Avem turn acolo, puteți să mergem oricând acum. Ce ziceți de Jenny se întâmplă în ziua de azi? De Jennifer Aniston. Roman. Ce mai ziceți de Jenny se întâmplă în ziua de azi? De Jennifer Aniston. Dacă mă apropii de... Am uitat. Dacă mă apropii de vulcan, fără să am armură antifoc, încep să iei foc. O să te arăt acum. Te topești. Caut acum o așezare de oameni. O oază. De unde pot să cumpăr o armură. E pe undeva pe aici. Da. Exact. Ne trebuie și undeva pentru... Da. Uite, încerc să iau încolo. Ai dat pe lângă. Ai... Vezi așezarea? Alunecat. Nu, dar uite... Așezare. Așezare. Bă, eu cred că episodul ăsta tu nu o să ajungi acolo. Nu o să ajungi, nu? Nu. Dar știi ce? Sunetul din Witcher, nu? Uite, uite, vezi cum iau foc? Da, și acum ce faci? Încerc să mă gândesc ce pot să iau ca să nu iau foc. Ce pot să pun pe mine? Nu știu, cred că babă, ăsta... Mască, uite. Piele de bătrân. Te-ai îmbrăcat vreodată în piele de bătrân? Da. Că e tăbăcită de timp. Când era mai mic, mi-mi dădea tataie pielea lui. Tataie, 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 tataie. Băga așa mâneca. Bă, vedeți vreo așezare? Știi ceva? Cât avem în episodul ăsta? Avem... 13 minute. 13 minute. Facem o pauză să mă uit puțin pe net? A, scuze. Îmi invadezi spațiul de picture. Undeva pe aici știu și tu îmi invadezi multe chestii. Ce, mă? Îmi invadezi multe chestii din mine. Ia zice. Ce nu-ți faci sfârcuri? De la de șampanie, știi? Oh, s-a făcut luna roșie. Știi ce înseamnă? Înseamnă că toate creaturile pe care le-am Eclipsă! Renviu, o să vezi imediat, și tot ce este în jurul tău ca și monștrii devin mai puternici, da. Uite, toate creaturile pe care am omorât vreodată revin la viață, uite. Le aduce înapoi cel rău, știi? Cel rău. Exact. Cine e cel rău? Diavolul. Satanus, pe latină. Pe latină, da. Satanus. Infectus. Infectul e rogul meu. Sigitus atunci. Bine. Nu, bine. Deci trebuie să fac cumva data viitoare 2-0. Adu-n flacăr, cu tine e mai bine. Flacăr. A murit. Fică știi că te iubesc. Fă creștine. Vezi că a venit zâna. Da, măsăluță. Ia uite-o. Zâna bășinuță. Doamne, pasărea colibrii a zis în felul următor. De unde era, mă, zâna bășinuță? Bă, dar ce-au frate? Ce? De unde era zâna bășinuță? Tu nu era bășinuță, mă? Bă, da, mă. Ba nu! Ascultă-mă. Părințile când eram mică mă bășeau. Ziceau că dacă mă băs în somn noaptea, vine zâna bășinuță și îmi fură câte un păr din cap. Glumești, nu? Scuze, îmi adaugă un păr în fund. Asta îți ia bășinuța, spune un păr în fund. Și de-aia ajung bărbații să aibă foarte mult păr în fund. Păi pentru că ți-a din cap și spune în fund, nu? Că doar nu fac părul din nimic. Ah, man. Cream că dorește ea. Wait, what? Dar de ce avem păr în fund? Am uitat să mă uit la stamina. De la zâna bășinuță. Nu, mă, de la Cărcotaș cu Băsescu și era zâna Băseluță. Deci tot ce ai zis tu a fost hoax. Am auzit eu ceva de băs și... Băi, poți face așa? Să-ți ascunzi gura în bară. Da. Uite, zici că are mască de aia neagră, de hipster. Da. Da, aia, cum ai tu. Nu mai vezi. Uite, nu mai vezi gura. Cum am eu? Cumva am murit, dar e ok. Băi, cred că poți să te tunzi cumva de aici de la ureche așa un gol aici, să pară că-ți vine pe elastic așa. A, mască de aia de... Să se tundă, uite așa, un gol aici, să pară că barba asta și aici e elastic. Și după aia își ține așa gura și se pare că are mască. Mă, ce mișto. Deci că ești Protos. E mișto, nu? Hai, data viitoare la 2-0. Pa! Pa! Pa!